După asta, dacă spune că i s-a făcut pielea de găină. Cum care-i faza cu femeile? Păi nu știi care-i faza? Ele sunt diferite de noi, ele au... și n-au... Mustăcina ta, vrei să-mi guși rahatul? Ce? Rahatul! Auzi, Gheorghe, te-ai gândit vreodată să-ți desenezi doi ochișori pe neg, să zici că e cățelușul tău? Fii atent, că eu număr organe! Atenție la neatenție! Cum adică rahatul e gustos? Adică rahatul meu pe care l-ai mâncat ani de zile nu a fost bun? Rahatul meu e rahat de rahat! America? Da. Păi aici scrie la chinezul afumat. Nu. Numai glumă proastă de proprietar. Numai eu aici țin gru produs chinezesc. Restul este marfa adevărată, magazin faimos. Foarte faimos. Exact. A apărut la stil cu sambon la bidon contrafăcut. E foarte faimos magazinul. No! Ce faci? Iar te bați pe mine ca să fur clienți? Ce să fur clienți? Nu e adevărat. Tu ai marfa de calitate proastă ca ții tine. Magazinul meu, dacă intrați și cumpărați de la magazinul meu, primiți cadou prăjiturile, dar acelea cu răvaș place la domnul răvaș, nu? Da, ne plac așa, da. La noi primiți pe lângă prăjitură cu răvaș, primiți ghiții de viitor. La noi ghiții de viitor, facem ții reducere pentru întreaga familie, facem. Și noi avem reducere pentru întreaga familie, cât e ceasul? Ha? Ceasul. A, ceas. 1:42. Ții reducere de ora 1:42. Este bonus pe lângă reducere de familie. Iar nu vedeți tu reduceri ca să fur mie clienții? Ce să fur clienții? Clienții rămâne liberi, nu ca în China, da? Cetățean european? A avut drepturi? Așa sau așa? Nu. Ia linguțit la dumneavoastră. Linguțit că ziți ieri că în România este mult mai rău ca în China. Dar în China e comunism adevărat? Așa zis, în China comunism adevărat? Aici comunism ascuns, mascat. Că România e o proaste. Ce mi-e când aici? Ce mi-e la ușă sau? Ce mi-e la ușă? Hai, mă rog, mă confund carate. Copil român prost? Adică ce? Văzut chineții una, două, crezi că ție e kung fu? Tu ce știi să faci copil român? Ți-ați spați semințe la colțul de stradă? Ți-ați ascultat manele toată ziua? Inima mea, viața mea? Kung fu? Este o expresie românească care începe tot cu fu. Vrei să ți-o spun? Fu! Ce faci? Cum vorbești cu copilul? Nu ți-e rușine? Ale, drecu, constipatele, drecu. Haide-mă să mergem de aici. Ia, pregătiți-vă că vine un control peste voi acum. Copil român. Românii nu suportă adevărul. Asta e. Mâncați noi niște pachetele de primăvară la pauză? Nu! No! Ți-a urmă! Pute toate? Exact! Nici o mișcare.
Ei, mișcare! De unde mișcare? La cât am băut aseară, ce mișcare, nu? Deci recunoști că ai consumat alcool. Ei, am consumat alcool, n-am consumat. Încă mai consum. Ia, hai jos din mașină. Jos, dar nu sus. Nu sus, normal. Ce ai în spate? Aici am în spate. Cum ce să am? Un junghi. M-a tras curentul, m-a tras, normal. În spatele mașinii, băi. Ei, ce am în spatele mașinii? Ce are tot omul? Ce are tot omul? E cum ce are tot omul? Ce am eu în spate? Niște femei. Niște femei? Păi normal că niște femei, doar nu bărbați. Nu bărbați. Și eu transport bărbați, nu sunt transportator de bărbați, nu sunt eu. Și ce-i cu femeile astea? E cum ce-i cu femeile? Nu știu ce-i cu femeile. De unde să știu? Nu, eu sunt bărbat, nu știu ce gândesc femeile. Băi, care-i faza cu femeile astea? Cum care-i faza cu femeile? Păi nu știi care-i faza? Ele sunt diferite de noi, ele au... și băi, n-au... Băi, tu-ți bagi joc de mine. Cum au ajuns femeile astea la tine în mașină? E cum au ajuns, le-am furat, doar nu au ajuns de bunăvoie. Deci le-ai răpit? Băi, ce vrei să le prostituezi? Ce vrei să faci cu ele, mă, nenorocitule? Ce vreau să fac cu ele? Vreau să le vând, dar nu vreau să le păstrez. Deci vrei să le vinzi la traficanții de carne vie? Ei, la traficanți de carne vie, nu la traficanți, la niște bărbați. Ce bărbați? Cum ce bărbați? Niște bărbați din Galați. Proxeneți? Ei, proxeneți, nu sunt proxeneți, nu sunt medici, contabili, doctori, polițiști. Polițiști? Sunt și polițiști implicați? Normal că sunt implicați, de la cine crezi că le am? Și tu ai furat toate femeile astea de la niște polițiști? Da, normal, de la niște polițiști, de la niște contabili, de la niște medici, de la niște doctori. Stai puțin, că nu mai înțeleg nimic. Stau, nu plec nicăieri. Deci ce fel de hoț ești dumneata? E, cum ce fel de hoț? Sunt un hoț, profesionist, de mirese. A, deci toate femeile astea sunt, de fapt, mirese pe care le-ai furat de la nunțile lor. Da, de la nunți, nu de la botezuri. Și acum le duce înapoi la nunțile de la care le-ai furat. Înapoi, normal, da, înainte. Păi de ce nu zici așa? Păi du-te și du-le înapoi de unde duc, că... Le duc. Și ai grijă că, da? Nu, no, glumeam, nu, era pizza, nu, era vodculiță. Era pizza, da? Da, da, hai. Sigur. Da, asta e că azi e miercuri și de obicei nunțile sunt sâmbătă și... Auzi, băi, de unde ai furat tu atâtea mirese astăzi? Ei, azi, dar nu le-am furat azi, nu, le-am furat în septembrie, eu. Băi! Stai că trag! După ce i-a spus verde în față fetei lui că în loc să-ți pui silicoane, mai bine îți pui niște creier, Ioniță are de înfruntat o nouă provocare. Margherita și-a pus un piercing în limbă. Îi faci o de-asta picantă cu de toate? O, fac una de aia, multă ca mine, Ioniță, și picantă. Auzi, Viorico, tu ai văzut ceva ciudat așa în ultima vreme la Margherita? Ce, mă, Ioniță? Ce, că se duce la școală din nou, a? Lasă-mă că-și revine ea, mă. Lasă că o mai lăsăm puțin să nu ne împacetăm. Știi? Și după aia își revine. Nu, Viorico, eu cred că Margherita și-a băgat de-alea, belciuge de-alea, mă, în limbă, pornoșaguri de-alea. Ce-a făcut, mă, Ioniță? Exact, mă. Ce-a făcut, mă? Da, exact. Belci... Ia, șșș, că vine. Ia, auzi, dar ce vorbește așa de parcă ai avea prune în gură? Sau altceva? Hă? Te-am uitat de cum vorbesc. Vorbesc, așa vorbesc eu de dimineață. Auzi, mamă, ia zi zău cu limba scoasă, ia zi, zău, zău, zău! Nu m-a zunat de la vede așa de dimineață. Auzi, da, ești cam palid așa. Păi? Mie se pare mie sau ești cam bolnăvioară? Ia deschide tu gura mare să văd dacă n-ai roșu în gât. Nu, n-am nimic, mă simt excelent. Excelent, mă, mă duc la baie. Mă, Ioniță, mă, ești nebun, că m-a apucat nervea mare, mai, mă, mă, cum poți să-i spui bine că nu i-ai zis ea arată și mie belciugul? Păi și cum vrei să fac femeie? Mai subtil, mă, Ioniță, mai cu perdea, mă. Mai subtil. Auzi? Mie. Margherita, artistă, deci mi-am adus eu aminte, mă, mamă, cum am cunoscut eu, mă, cu Ionița al meu. Unde era, mă, Ionița, mă? Era la Roma, nu la Roma, mă, la Veneția, nu, la Roma Paris. Antică, unde? La Paris, mă, la Versailles,
Unde n-am venit la bale? Așa e, n-am Versailles, Budă, toaletă. Bravo, fata la mea. Paris, la turnul, la turnul Eiffel. La turnul Eiffel și la turnul Eiffel, acolo unde era, stăteam eu cu maică-ta sub turnul Eiffel și ne-am sărutat. Și ne-am uitat sub schelele alea, acolo erau. Și erau așa multe și după aia ne-am jurat iubire veșnică. Da, mai și așa ai apărut tu, Margherita. Și magnetul ăsta l-a ciordit Ioniță de la un algerian care vrea să ajungă la suvenir. Mai ții mă minte cu algerianul că vrea să negocieze 20 de euro, vrea pe pufărie. Și când auzi bătate 20 de euro, zic cum aule, zic cum. Pufărie al dracului care ești tu, vrei cu Viorica, vrei să i-a arătat pe euro. Ce mai râs, mă, Ioaniță? Algerianul dracu. Așa, știi? Uite, mă, mamă, magnetul ăsta. Ia uite-te, mă, Margherita. Ia uite-te tu, mă, mamă, la el. Bravo, Viorico, i-a rămas magnetul lipit de bufă. Și-a fost ciuc în limbă, Ioaniță! Ardu, mă, ardu, mă, trage ea, măr, mă! A putut trage ea, măr, stai, mă! Ioaniță, stai, mă! Stai, mă, 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 mă! Comanda la mine! Fugni! A sunat Măruță! Ne așteaptă la el la emisiune să-i povestim cum e cu Pirsu! Fugni! Bravo, bravo, fata mea! Artistă de cinema! Auzi, mă, Ioniță, mă, să-mi pun și eu, mă, un belciu! Ce zici, mă, Ioniță? E, asta e o idee foarte bună, numai că trebuie să-l pui în altă parte ca să ajungem și la abces! Direct! Haide să ajungem și la abces! Gherghe, gherghe, gherghe. Și noi la Abces Direct avem o știre senzațională. Andreea Marin Mărică face sex cu bărbați ziua în parc. Senzațional, doamnelor și domnilor, numai la Cachi Aur o putem surprinde pe Andreea Marin cu surprizele în vine. Care numai la Cachi Aur, Măruță? Că de 3 ore filmăm aici Pornăciun, înainte să vii tu. Plimbă-ne cu Gherghe, că ești varză. Dacă n-ai vedea Pornăciun alții, n-ai avea parte de ele deloc. Măruță! Ce? Mă, nevastă ta acasă spune că i s-a făcut pielea de găină. Gata? Gata. Auzi, Gherghe, te-ai gândit vreodată să-ți desenezi doi ochișori pe neg să zici că e cățelușul tău? Ia terminează-mă! Ia terminează-mă! Ai pestilor! Pestii! Ia uite cine s-a decis să deschidă gura! Ce? Dar nu-ți e rușine! De ce ai făcut, a? Nu-ți e rușine, a? Ce? Ce-am făcut? Ce? Cum ce-ai făcut, Andreea, că mi-e și scârbă să mă uit la tine? Andreea, suntem o emisiune de familie! Și nu s-a răcit bine, Ștefan Bănică, și tu ce faci? Ce faci, a? Dar ce-am făcut? În primul rând, când am murit, absolut nimeni. Ștefan Bănică nu a murit. Am divorțat, ne-așa? Tocmai de-aia nici nu s-a răcit bine încă. Exact, și pui mâna pe bărbat, pui gheară, pui șgheamul pe el. Și gheară, doamne, ce șgheam? N-am pus nicio lapă pe niciun bărbat, să fie foarte clară. Ne țineam de mână, da? Mă țineați de mână în timp ce făceați sex, Dumnezeule! Și ți-ai smuls hainele de pe tine! Ce? Asta ce e? Gătru, mă, mă, trecucă! Asta este un șarfă de valoare care eu am dat-o jos pentru că mă strângea de gât! Asfixiere autoerotică! Andreea, suntem o emisiune de familie! Asta. Ce făcea? Făcea sex, nu? Făcea sex, sex, sex! Ce zic? Sex, sex cu conuc acesta care... Și la doilea răciu! Legătura are natura cu natura... Păi are, nu vă e rușine că puteau să vă vadă copiii? Puteau să vă vadă veverițele? În ce lume mizeră trăim, Doamne Dumnezeu! Eram și eu un om cinstit care încerca să-și facă meseria! Poftim! Ești mulțumită? Ai făcut-o pe Simona să plângă cu viața ta desfrânată. Ești mulțumită? Ei bine, uite ce e, măi! Eu sunt la surprizilor, eu fac surprize. Eu nu trebuie să stau aici ca să vă ascult vă tâmperile. Până la urmă și până la urmă, nu ești eu? Haide, Ștefane, să mergem! Și spune-mi, hei, hei! S-o lăsăm pe mâine dacă vrei. Haide să mergem! Hei, Măruța!
Gherghe? Ăsta seamănă cu Ștefan. Ăsta cântă ca Ștefan. Spune, hei, ca Ștefan. Asta nu înseamnă decât un singur lucru, măruță. Ștefan Bănică Junior are un frate geamă. Și Andreea Marina le șală pe Bănică cu fratele lui geamă Ștefan. Gherghe, da. După ei să nu ne scape. Stai liniștiți. Dar unde s-a fugat? Am dat drumul la câini. Psiholog. O grămadă de viziri sunt invidioși pe haremul meu numeros. Nu am să le spun acestor viziri decât răscolimeați musacaua, băi, pe zevenghilor! Să stați voi cu 20 de nebune în același palat și după aia să vorbiți! Ieri, de exemplu, îmi vedeam și eu de treburile mele când aici se trece în imaginația mea. Cine e prolific? Cine e magnific? Suleiman, Suleiman. Cine e prolific? Cine e magnific? Măria ta, magnificenia ta, mustăcimea ta, vrei să-mi guși rahatul? Ce? Rahatul. Rahatul, am gătit toată noaptea rahat pentru bărboșenia voastră. Sultană Hürrem, consumul excesiv de zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății. Măria ta, am gătit rahat toată noaptea, așa că o să guși rahatul. Altfel jur că o să leșin. Bine, bine. Ia o bucată. Ce rahat gustos faci, Sultana Hürrem. Bineînțeles. Maria ta mănâncă rahat de la toate putorile și nu s-a mai atins de sarailia mea de ani de zile. Sultana Mahidevran, tocmai am mâncat rahat. O să fac diabet dacă mănânc și sarailie. Păi da, că am gătit toată noaptea ca proasta. Păi să nu leșin. Bine, bine. O să iau. Ce savuroasă este sarailia ta, Sultana Mahidevran. Adică rahatul meu e doar gustos, nu e și savuros? Sarailia ei zbârcită e savuroasă? Păi leșin, să știi? Cum adică rahatul ei gustos? Adică rahatul meu pe care l-ai mâncat ani de zile nu a fost bun? Rahatul meu e rahat de rahat. Leșin. Sultanelor, sultanelor, liniștiți-vă! Gata, liniștiți-vă! Liniștiți-vă mai repede! Amândouă faceți un rahat gustos și savuros. Ai auzit, babo? Rahatul meu e și gustos și savuros. Se gândește la mine când mănâncă din sarailia ta. Nu te da pe mine, mă scoate la shopping. Nu că te scoate la shopping. Uite și tu ce țoale ai rătoțenicerii de tine. Pe mine m-a dus la vânătoare. Normal că te-a scos la vânătoare. N-ai văzut că te-ai făcut când mistrețul. Maria ta, dacă-i mai permis să vorbesc așa cu mine, să știi că eu leșin. Ba, eu leșin prima. Doamnelor sultane, doamnelor sultane! Gata, calmați-vă! Nu vreți mai bine să mergem la mine în dormitor și să ne împăcăm cu toții? Trei. Împreună. Toți. Ah! Ah, ce mă doare capul! Cred că m-a tras curentul. Și pe mine mă doare ficatul. Cred că tot de la curent. Să sub niște suciuc. Niște fistic, da. Iertare, Maria ta. Și poate tare. Să mă ajute un ienicer ca să totuși și la saună un pic, la saună umedă, dacă e. Poate că, cine știe, mai bine la uscată, poate. Vezi, rahaturi de asta trebuie să îndur în fiecare zi. Ei nu știu ce să mai fac. Am încercat și Maria ta, otomania ta, am făcut niște rahat. Sarailie? Am auzit, eu văd!
Am auzit eu de expoziția aia de cadavre de la Muzeul Antilopa, de la București, acolo unde se plimbă fufele alea. Și atunci când o să mor eu, că am și eu dușmanii mei care îmi poartă pica. Așa, vreau să las chelea asta cu tatuaje frumos, amintire, ca să fie și Nelson Mondialul aliniat cu opera de artă. Și vreau să pun aici pe canalul meu de YouTube să vadă toți dușmani. Că... Deci... O să fac așa, dedicație. Pentru Berti Senior îi las ficatul meu, un ficat de valoare, care a băut și rezistă. Așa, lângă aici îi las lui Ferenc, îi las bila mea, care e o bila bună. Ce e bila? Nu știi la ce folosesc bila. Așa, măi, fii atent că eu număr organe. Atenție la neatenție. Când ridic degetul mic, mă, tu stai pitic. Când ridic degetul mare, dai din picioare. Acum, pentru Adi Berti, un plămân. Pentru Vizitiu, al doilea plămân. Ca să cânte ei bine, să facă ei pe trei voci, să cânte acolo. Pentru Doris, îi dau un rinic. Pentru... Emiluț din Germania. Și pentru toată familia lui, al doilea rinic. Pentru Liana îi las toată inima mea. Îi las aici ca să vadă Liana că o iubesc și după ce eu nu mai sunt în viață. Și pentru Sabău, pentru Sabău îi las intestinul gros, că-i pe pușcărie. Bă, de fapt, dacă nu-mi dați voi mie banii care vi-am împrumutat la sfârșit de lună, o să vă urmăresc eu pe toți. Și atunci o să populez eu cu organele voastre expoziția aia de la Muzeul Antilop. Și pe restul care nu mai apuc să le iau, fac trafic. Trafic pe YouTube aici, pe canal. Alu meu. Ia și după aia. Lasă-mă camera. A sunat Măruță. Ne așteaptă la el la emisiune să-i povestim ce e cu Pirsul. Haide! Comandă de la mine! Ești nebunt, amor! Nu mai faci așa! Ia voltați, Marian! Comanda la mine! Fugi! A sunat Măruță! Ne așteaptă la el în emisiune să-i povestim cum e cu Pirsul! Plimbă-ne cu Gherghe, că ești varză! Dacă n-ai vedea pornăciun la alții, n-ai fi... Înțelegi ce vreau să zic? Galata Sarai! Mă luat o durere de cap de... Cred că m-a tras curentul! Hai! Era... Cred că m-a tras... E oprită? Atenție!